Salutare YouTube! Astăzi gătim rețeta săptămânii înghețată proteică. Cui nu-i place înghețata? Deci, sincer, dacă nu mănânci înghețată, nu pot să am încredere în tine ca om. În fine, această înghețată o să fie proteică, o să fie super bună la gust, o să aibă multe fructe și este perfectă pentru o perioadă în care te afli la slăbire ca să-ți iei un desert delicios sau pentru când vine vara, pentru că ați văzut și voi, eu sunt din Cluj, aici a început să se încălzească, deci să ne recorim puțin acum și în timpul verii. Eu sunt Crișan Tudor, salut dacă n-ai mai fost la mine pe canal, dacă o să-ți placă această rețetă și ce găsești la mine pe canal, te-aș ruga să dai un like videoclipului, să te abonezi la canal. Hai să începem să gătim odată că mi-este poftă de înghețată. Am început și gătitul, o să ai nevoie doar de două ingrediente și de un pahar. Sincer vă zic, dacă ai un Nutribullet sau un shaker de genul, te ajută mai tare. Eu doar un pahar de genul am avut, în care am pus o banană înghețată, am ținut-o o noapte la frigider, după care am pus puțin lapte de cocos. Nu mi-am mai cumpărat de mult acest tip de lapte, e super bun la gust, o să-i dea înghețății un gust de cocos, ghisce. După care punem din nou fructe de pădure înghețate, eu le iau astea de la Kaufland, sunt gata înghețate, punem o cupă de proteină pentru că mâncăm înghețată proteică, după care luăm niște iaurt, aici doar 100 de grame, cam o linguriță ar fi. După care, ca să facem această rețetă și mai thick și mai groasă, pentru că nu vrem să bem un shake, o să adăugăm cuburi de gheață. Eu am pus 3 am pus până acum, probabil 6-7 maxim. O să fie un pic de challenging când o să le blenduiți, dacă o să vedeți cu ce blender le-am făcut. Dacă n-aveți un Nutribullet sau ceva de genul pe viitor, o să-mi iau și eu. Chiar am făcut un mini antrenament la antebraț, dar ca înghețata să fie thick, a meritat, am pus cât mai multă gheață. Ca să-i dăm și o culoare frumoasă a ciocolată, punem și multă cacao. Cacao are super multe proprietăți, scrieți pe Google proprietăți cacao și o să le găsiți. După care ne pregătim pentru ultimele două ingrediente, mai avem de pus un biscuit Oreo, pentru că este înghețată cu Oreo. Un biscuit Oreo o să-l punem acum, un biscuit Oreo o să-l punem după la ornare. Mai punem și niște esențe de vanilie la final și suntem gata să blenduim toate aceste ingrediente. Știu că zic pentru a treia oară, dar chiar ajută să aveți un Nutribullet în care îl face un aparat direct și nu trebuie să faceți voi. Uitați-vă aici cât de mult m-am chinuit, n-am lăsat toate minutele, dar trebuie să aveți un shaker. Așa arată toată compoziția, vedeți cât de groasă a ieșit, exact ca o înghețată, după care am mai luat un bol, am pus înghețata în el și peste l-am mai ornat cu un puțin Oreo. Uitați-vă la ea ce bine arată. Deci toată minunăția asta are doar 350 de calorii, din care avem 27 de grame de proteină, 44 de carbohidrați și doar 7 grame de grăsimi și jur, gen, vă luați înghețățile alea full de ciocolată și zahăr, nu că l-aș demoniza, și au câte 300-400 de calorii și atâtica. Na, și asta are, să zicem, aproape 400 de calorii, are 350. Dar uitați-vă cât e tot bolul ăsta mare. Și acum este timpul test. Că dacă na, degeaba are proteină, are tot felul, dacă nu-i bună la gust, degeaba. E bună, fraților. Am prins o bucățică de Oreo. Deci chiar e o masă perfectă pentru slăbire, mai ales atunci când ți-i poftă de ceva dulce, uitați ce frumos. Încercați și voi rețeta, abonați-vă la canal, dați un like videoclipului, ne vedem la următorul, pa!